Aveți familie, aveți copii, domnule George Simion? Am 34 de ani, sunt necăsătorit, vreau să mă căsătoresc anul viitor. Sunt, nu știu, mă bâlbâi. Aveți o relație? Pe politică pot să vorbesc ore întregi. Am o relație, sigur, iubesc o fată și... Cum o cheamă? Mai bine nu în momentul ăsta, o să o cunoașteți la momentul potrivit. La dumneavoastră venim prima oară. Am înțeles. Familia, aveți ce spun părinții despre această implicare a dumneavoastră în politică? Am o familie care m-a crescut, care am o soră. Mama a tras din greu și tata a tras din greu ca să ne crească. În anii 90, în care am făcut cu toții foamea și în care a fost prăpăd, m-au crescut cum au putut. Ambii părinții ai mei sunt economiști. Sunt din București? Sunt în București, ne-au crescut. Mama este din Vrancea, tata din Ialomița, s-au cunoscut când făceau aseul aici în București. Ce să spună, mama săraca îmi zice: hai mă, George, când te cumințești, când te faci om normal, după părerea ei, că ce fac nu-i de om normal. Tata s-a pensionat pe caz de boală, a lucrat la BRD și când au venit francezii n-a mai corespuns criteriului de vârstă. Fac parte dintr-o familie normală, cum sunt alte sute de mii de familii. Și sora dumneavoastră? Și sora mea mi-a făcut cel mai mare cadou în 2016, în august, un nepoțel pe Andrei. Mulțumesc frumos! Îi iubesc, i-am iubit enorm de mult pe bunicii mei. Din păcate, bunica a decedat acum 3 luni când eram în campanie undeva prin județul Alba. Nu-mi pare rău. Se întâmplă, avea 92 de ani, o doamnă care a trecut și prin al doilea război mondial și de la care am învățat multe și care m-a învățat. Ce v-a învățat bunica, în primul rând? Ce v-a învățat bunica? M-a dus la biserică de mânuță și m-a învățat să-mi iubesc țara, să-mi iubesc pământul, să-mi iubesc neamul. O femeie de la țară cu 4 clase, care îi plăcea foarte mult să citească. Din păcate, părinții ei nu și-au permis să o dea mai mult de cele 4 clase mai departe la școală. Tataia, Dumnezeu să-l ierte, bunicul, avea 7 clase și spunea niște întrebări de matematică de te închidea și eu chiar am fost olimpic la matematică. Niște oameni de la care am învățat să fiu bun român.